Salut, bine ați venit la Chicena. Ce buzi aici? Ia-l după gât, după Florin, Cristi. 1, 2. Salut, bine ați venit la Chicena, că tot ne-am întâlnit ca băieții în seara asta, ne-am gândit să facem un desert. Simplu și delicios. Dar cine-i băiatul ăla de mijloc? Astăzi o să facem o prăjitură foarte simplă, care e pe bază de Oreo și ciocolată. N-are neapărat un nume, putem să-i spunem prăjitură tartă decadentă, de exemplu. Pentru tarta decadentă avem nevoie de biscuiți Oreo, avem nevoie de ciocolată, 200 de grame de ciocolată cu lapte și 100 de grame de ciocolată neagră, smântână pentru gătit, unt și niște fructe. Eu am ales niște afine, arătau foarte bine, puteți folosi căpșuni, zmeură, orice fel de fruct vă place. Primul lucru pe care trebuie să-l facem, să punem untul la topit și să tocăm biscuiții. Să punem untul la topit, așadar. Ne trebuie cam 100 de grame, adică cam jumătate din pachetul ăsta. Îl lăsăm să se topească, dăm untul deoparte. Așa, tot untul. Și acum mai mixăm o dată toată compoziția. Cred că e suficient de bine amestecată toată compoziția. Acum am mutat-o în tavă, toată compoziția. Acum trebuie să punem la încălzit și smântâna de gătit. Tot așa, smântâna nu trebuie să dea în clocot. Trebuie doar să fie fierbinte, pentru că o vom folosi să topim ciocolata și atunci trebuie să fie doar fierbinte. Acum trebuie să presăm foarte bine toată compoziția asta. Cam așa trebuie să arate. Și acum, până preparăm umplutura, trebuie să o lăsăm la congelator. Este smântâna suficient de fierbinte, așa că putem să o turnăm direct peste ciocolată. Am spus 250 de grame de ciocolată. Am pus smântâna fierbinte peste ciocolată. 200 de grame ciocolată cu lapte, 100 de grame ciocolată neagră. O lăsăm un minut, după care o putem amesteca. După un minut o amestecăm. Acum a venit momentul să scoatem din congelator blatul și vom pune crema deasupra. Acum îi punem afinele. Așa arată prăjitura. 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 Eu ce zic? Nu înainte să stea cel puțin 2 ore sau peste noapte în frigider. Mulțumesc! Așa arată preparatul nostru după ce l-am lăsat peste noapte la frigider. Nu mai rămâne decât să-i punem zahăr pudră. Foarte dubios ce se întâmplă aici. Nu mai face pentru